Astăzi vorbim și Sfântul Nicod de la Tismana, astăzi vorbim de Sfântul Arhidiacon și întâi mucenic Ștefan și ni s-a arătat la citirea Sfintei Evangheliei ceea ce noi deja am legat ieri de praznic și am amintit, mergerea în Egipt de frica lui Irod, care ne stimulează și pe noi oamenii să fim atenți în fața primejdiilor și să nu epatăm sau să nu excelăm în excesul de zel și să nu fim deseori mai fanatici decât trebuie sau, după expresia populară, mai infailibil decât Papa, și să arătăm acea smerenie pe care a arătat-o întâiași dată Iisus Hristos, care Dumnezeu fiind și cu un semn ar fi răsturnat toate gândirile negative, toată pornirea lui Irod, toată pornirea lui Ana și Caiafa, toată pornirea lui Ponciu Pilat și ar fi schimbat mersul Scripturilor arătându-și puterea dumnezească, dar de fiecare dată Iisus Hristos spune, lasă să se împlinească cele scrise în Scripturi. Din Egipt am chemat pe Fiul meu. De aceea, după plecarea magilor și după marea întâmplare a uciderii pruncilor, un eveniment destul de nedorit la vremea respectivă, îl putem asemăna cu ceea ce numim astăzi o scădere demografică, când noi oamenii adeseori ni se pare că numărul prea mare de copii, fie că ne sărăcește sau nu-i putem întreține, dar nu ne putem nici conștiința întreține atunci când facem lucruri oribile care nu plac lui Dumnezeu, adică între înfrânare, curăție, abstinență și crimă premeditată, e o mare diferență. Aici lăsăm conștiința să lucreze singură, nu ne băgăm în taina interioară și intima familiei. Lăsăm la credința fiecăruia dintre noi. Aș putea aminti o chestiune foarte frumoasă, ea ține de tradiție, exact ca și în taina colindelor, nu ține neapărat de dogmă. Se spune că atunci când în Betleemul Iudeii Maica Domnului pleca și se ducea și ea cu pruncul să se ferească de soldații romani, și a ascuns pruncul în poală, cum purtau femeile evrece, veșmântul până jos, și trecând pe lângă soldații romani, care căutau orice femeie care purta un prunc, v-am spus ieri și de mama lui Filip, care l-a aruncat în tufa de smochin și frunzele acelea mari l-au acoperit și pruncul n-a plâns, de aceea îi spune Hristos, te-am văzut mai înainte de a te chema Filip sub smochin. Și aceasta se adresează lui Natanael, nu lui Filip, la locomanda. Și în momentul în care vorbim de Maica Domnului, spune că soldații ar fi întrebat, dumneata, ai prun? Nu, n-am prun. Dar ce ții acolo în poală? Țin o floare de crin. Și în momentul când a ferit veșmântul, acolo era un crin mirositor. Maica Domnului a tresărit, pentru că Dumnezeu i-a ascultat porunca, i-a ascultat gândul și a schimbat privirea soldatului roman să vadă cu totul altceva decât ce era în poală. Și după câțiva pași, și fecioara curioasă se uită în poala ei să vadă ce s-a întâmplat cu pruncul sfânt și era din nou el dormând liniștit, pentru că era pruncul Iisus care, prin lucrare dumnezească, spune tradiția, face ca să fie ferit de uciderea romană, pentru că el la 40 de zile deja trebuia să fie închinat în templul legii de către Maria, adus dreptului Simeon, care îl va ține în brață și va spune, iată, acum slobosește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, cu văzul ochii mei, înaintea ta pe care ai gătit-o, lumină care ai gătit-o înainte feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamului, slavă poporului tău Israel. Trecând și peste întoarcerea din Egipt, ca să se împlinească o altă spunere a Scripturii, Nazarinean se va chema, pentru că domnia Arhelau în Ierusalim se duce în Nazaret și locuiește la casa lui Iosif, tâmplarul, care îl crește în mod umil, smerit, cu minte, din truda
și din lucrarea mâinilor sale, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Aici avem și acea frumoasă istorioară din copilăria lui Iisus, la fel atribuită tradiției, că lucrând în atelier cu Iosif și nemăsurând atent, pruncul Iisus taie o scândură mai scurtă decât trebuia măsura propriu-zisă și Iosif îi spune, știi că suntem săraci și nu putem să stricăm materialele, de ce nu ești atent? Și a zis, da, unde am greșit, tată? Păi uite, asta e tăiat-o mai scurt. Și Iisus ține scândura din capăt și trage de cealaltă și o lungește cât trebuie. Această icoană circulă în lumea creștină. Iisus tâmplar, el fiind un copil și Iosif mai în vârstă, și arătând acea scândură, deci pe care Iisus a lungit-o. Altă istorioară, tot a tradiției, ne arată din copilăria lui Iisus, că el locuia undeva aproape de Iuda, care și el, cu toate că era iscarioteanu și era copil, pentru că ei sunt cam de o generație, de câte ori îl vedea pe Iisus făcând o minune, intra invidia în el. Și Iisus îl iubea așa ticălos cum era el. Și se mai spune tot în cartea tradițiilor, pentru că nu sunt dogme scrise, vedeți, deseori ne întâlnim cu Evanghelia lui Enoch, cu Evanghelia lui Iuda, și toți au impresia că au descoperit ce nu s-a mai văzut. Acestea sunt simple scrieri gnostice. Ne arată istoria scrisului și a literaturii că au fost scrise peste 150 de evanghelii. Nici una n-a corespuns cum au corespuns cele patru sinoptice, Ioan, Luca, Matei și Marcu, care nu s-au contrazis în absolut nimic și au fost cele mai autentice și au fost socotite ca fiind cele corecte în canonul Sfintei Scripturii. Ca să știți ce-i cu restul evangheliilor și să nu vă faceți probleme, multe sunt și scrieri gnostice. Iuda n-a avut timp să scrie o Evanghelie pentru că el în săptămâna patimilor s-a spânzurat. Spune Evanghelia că intrând satana în el, a ieșit în întuneric, a scuipat bucata de pâine binecuvântată dată de Iisus. Iisus i-a zis, nu te chinui, fă mai repede ce ai de făcut. Adică numai nu i-a spus, hai, vinde-mă. Și Iuda îl vinde pe Hristos cu tot tupeul, cu toată îndrăzneala, cu tot curajul, cu toată lipsa de bun simț, deși noi găsim în literatura noastră arhaică și literară o poezioară care se numește Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat. Este foarte vinovat și singur vinovat pentru că și-a ales prost gașca. Noi avem un popor o vorbă care spune, spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Și în momentul când te însoțești cu golani, cu borfași, cu ticăloși, cu oameni slabi și cu oameni corupți, ești și tu tot un coruptibil și un stricat. Sau tot după proverbul popular care spune un măr bun pus într-o ladă cu mere stricate se strică, sau un măr stricat pus în lada cu mere bune strică toate merele. Exact așa este și în contextul Iuda Hristos. Deși era apostol, deși vedea minuni, deși a trăit lângă Hristos, l-a vândut pe Demirce și ne punem în paralel cu cei care n-au văzut și au crezut, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, mulți ar vrea să vadă ce vedeți voi, să audă ce auziți voi, adică minuni și taine și explicații și învățături, și mai fericiți sunt cei ce nu au văzut și au crezut, mărturia arătată lui Toma, care era cu oarecum la vremea respectivă, îndoit că apostolii l-au văzut pe Domnul, dacă ei au rămas tot fricoși, ticăloși, înspăimântați. Ce nu, nu, ca să cred eu că a venit, trebuie să-i pun mâna în coastă și să pipăi semnul cuielor. Și atunci Hristos îi spune, Toma, fii credincios, nu necredincios, când se arată, ca drept dovadă că i-a citit gândul și știa trăirea. Și Toma, vrând să atingă coasta de văpaie și simțind puterea dumnezească, a strigat cât a putut, Domnul meu și Dumnezeul meu. Se spune că tot Iisus mai făcea niște păsărele din lut, se jucau la vremea când erau copii, vă spun lucrurile astea ca să aveți o noțiune de idee, și Iuda vrea să calce pe ele să le strivească. Și Iisus le binecuvânta și ele zburau la cer vii.
Deci, acestea sunt din anumite minuni din copilăria lui Iisus, pentru că noi până la 11 ani, până ce copilul Iisus intră pentru prima dată în templu, nu știm prea multe despre el, doar știm că adeseori se miră învățătorii, cărturarii, fariseii, arhirei legii cele vechi și toți învățătorii de lege când întreabă, dar asta nu e. Eu ăsta nu Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret, nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa. Adică e un om normal, cum să dă ăsta Dumnezeu? Cum se crede Dumnezeu? Ia că așa vrea el să creadă Dumnezeu, ca drept dovadă că a murit și a înviat pentru noi oameni și a noastră mântuire. Nu mă opresc sau să pun punct acestei idei, că am mai putea continua cu frumusețea acestor lucruri, să scot în evidență faptul că Petru, când l-a vândut pe Iisus, a făcut un păcat mult mai mare decât al lui Iuda. S-a șelepădat în fața lui Hristos zicând, blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta. Dar când a auzit cântatul cocoșului, s-a întristat și a plâns cu amar. A arătat semnul de pocăință. Dar Petru plângea așa de unul singur, ca descreratul nu plângea în fața celorlalți ucenici. Bă, cum am putut fi așa ticălos? Cum am putut fi așa nemernic? Cum am putut fi așa slab? Ce, Doamne, a fost în capul meu când am făcut prostia asta? Și spune că pe tot parcursul vieții, de câte ori auzea cântând un cocoș, îl lua stresul, lua apăsarea de cuget. Ei, găsim pe Iuda care arată primul semn de pocăință, dar pocăință arogantă. Și o să mă întrebați ce e aceea pocăință arogantă. Este exact pocăința aceea când venim noi la biserică, dar ce, părinte, numai eu am curvit, dar ce, numai eu fumez, dar ce, numai eu beau, dar ce, numai eu am divorțat, dar ce treabă ai tu cu cine a mai făcut treaba asta? Când te duci tu la judecată, te întreabă Dumnezeu, băi, vezi că mai sunt vă 50 care au divorțat, tu de ce ai divorțat? Nu, te întreabă de faptele personale. Noi nu judecăm faptele aproape lui nostru, noi nu suntem judecători nimănui. Spune Sfânta Scriptură în Evanghelia lui Ioan, cine îndrăznește să-l judece pe aproapele său înaintea lui Dumnezeu, adică făcând judecată în locul lui Hristos, Antichrist este. Deci nu căutați pe Antichrist nici în vaccin, nici în chip, nici în tehnologia modernă, nici în toate prostiile. Satana e în noi. Deci tehnologia modernă nu are treabă cu diavolul. Poate fi lucrare diavolului și să o faci prin ea. Nu contestă nimeni lucrul acesta. Ascultarea telefonilor, urmărirea seriului, toate interceptările securității. Da, sunt lucruri drăcești. Un om face rău altui om, pentru că așa s-a învățat omul să facă rău, că e slugă dracului. Lui Iuda i s-a născut frați și neamuri. Să nu uităm lucrul ăsta. Și iude vor exista tot timpul. Dar singurul care este dușmanul nostru de moarte este diavolul. Diavolul este cel care ne pune să facem tot ce ne place, doar prin șoaptă. Nu-i singur el vinovat, nu. Nu putem spune, dracu m-a îndemnat să beau, dracu m-a îndemnat să curvesc, dracu m-a îndemnat să ucid, dracu m-a îndemnat să fur, nu. El doar ți-a spus ce bine ar fi. Ce bine ar fi să ai bani gratis fără muncă. Ce bine ar fi să ai plăcere fără responsabilitate. Ce bine ar fi să-ți anihilezi dușmanul, să nu te mai poți gândi la el. Și atunci tu faci și toate relele. Iuda își alege prieteni falși. Arhireii și cărturarii legii cele vechi care erau plini de putoarea păcatului, spune Evanghelia, murdari pe dinăuntru, morminte văruite, spălați pe din afară și înăuntru plini de întuneric cu păcatului, care atunci când el constată greșeala făcută, se duce la prietenii lui, de unde ar fi așteptat un cuvânt de compasiune și de mângâiere, aruncă bani în templu supărat și obidit și spune așa, am vândut sânge nevinovat. Iată răspunsul prietenilor în necazul lui. Și ce ne interesează pe noi? Adică ce deduceți de aici? Că anturajul te împinge să faci prostia, urcă la volan beat, urcă fără carnet, fură, spargi, stai, lasă că împărțim, ne îmbogățim, vii și tu, îți dăm și ție. Și când a intrat într-o binea, dar nu știu cine e ăsta, el m-a îndemnat, el a pus mâna, el a furat. Așa i-au spus și arhireii lui Iuda. Ai grijă ce vorbești, ca nu cumva să dai socoteală. Adică nu ne compromite tu pe noi, ca să-ți arăți tu nevinovăția, că te înfundăm noi de nu te vezi. Te mai și luăm la bani mărunți, că ai venit să ne corupi,
ca să faci lucrul acesta. Noi nici n-am fi vrut, tu ai vrut să ne, și ne-ai îndrumat la rău. Adică au transformat acuza făptașului în proprie greșeală. Pe când Ana și Caiafa au declarat deschis, dacă nu omorâm omul acesta, pierdem tot neamul. Mai bine să moară el, dar salvăm neamul. Adică le strica afacerea de la templu, care v-am spus, pe lângă faptul că cumpăratul vitelor, schimbatul banilor, acel schimb valutar pentru evrei din diaspora, pentru templu erau un comând, erau un comision din care ei trăiau bine mersi și nu aveau probleme. Ne spune istoria antică a Vechiului Testament că lumea bogată a lui Israel, acești arhierei, cărturari și farisei, erau atât de fandosiți și atât de sclifosiți încât lumea să nu-i atingă, aveau punți de lemn pe care mergeau pe deasupra poporului și călcau spre templu pentru a nu a fi atinși de prostimea de rând. Deci atât erau de infatuați. De aceea Hristos șterge cu ei pe jos și coboară la nivelul de pui, de viperă și de năpârcă. Cine v-a spus vouă că scăpați de o sânda care ne vine, striga Ioan la Vitavara în pustie când boteza neamurile. Mă opresc și pun punct acestei idei și vă rog să vă alegeți bine prietenii, sfătuitorii, tovarășii, combinațiile acestea de familie pe care eu le mai întâlnesc la spovedit. Părinte, fiina mi-a luat soțul, cu mătra mi-a luat soțul, mireasa care am cununat-o mi-a luat soțul. Adică faceți prietenii din cele folositoare, nu nefolositoare, și nu vă mai spovediți unii altora păcatele, cele care sunt de spovedit la preot, ci numai cele care nu trebuie spovedite la preot. Pentru că am întâlnit și varianta aceasta, știind ce ai în casă, știe unde se atace la punctul moale. De aceea nu spune prietenilor tăi nici când îți este bine, nici când îți este rău. Un proverb din înțelepciunea chinezească spune așa, să-ți faci ție atât de mult bine încât să nu faci rău altora și să faci altora atâta bine încât să nu-ți faci ție rău. Deci dacă ați înțeles această tâlcuire, ați înțeles Evanghelia de astăzi. Iisus preferă să o facă pe omul de rând, pe omul smerit, se duce cu tatăl său și cu mama în Egipt și se întoarce la vremea cuvenită și trăiește în Nazaret până la momentul când trebuie să iese la activitatea mesianică de propovăduire. Trecem peste obstacolul timpului, a istoriei și a cronologiei și intrăm de acum într-o altă porțiune de timp geografică și istorică și dacă vreți, de paradigmă istorică și ne aflăm în momentul de față, imediat după înălțarea la cer, imediat după pogorârea Duhului Sfânt, imediat după întemeierea Bisericii, imediat după ieșirea apostolilor la propovăduire și ne aflăm în formarea primelor comunități iudeo-creștine. Este momentul foarte când biserica creștea și se întărea cu Duhul, iar minunile se făceau tocmai pentru convertirea la creștinism a câtor mai mulți oameni. Începând cu acea glasolalie, când toți auzeau în limba lor cuvântul Evangheliei, deși apostolii nu știau decât ebraică, deci întâmplarea de la cinzecime, noi cu toate că o sărbătorim la cinzecime, Evanghelia în limbi o citim la înviere, ca să fie legată taina învierii de taina mântuirii oamenilor, și ne întoarcem apoi în momentul în care apare un conflict. Conflictul sună în felul următor. Avem evreii propriu-ziși, mozaici, poporul păstrător de tradiție, de lege, de Tora, de Pentateuch, care erau cei dedicați total legii celei vechi, ascultând de sinedriu, de arhierei, de preoții, cărturarii și învățătorii templului. Acum apar și aripile dominante, ca să spunem așa cum ar fi astăzi scârboasele partide politice, ca să nu le spunem altfel, în care erau saducheii, farisei, cărturarii, liberianii și mulți alții, care făceau parte din iudaism, dar cum? Convertiți din interes la iudaism, dar ei venind din diaspora grecească, elinească, și apărând creștinismul,
tot dintr-o gândire de interes sau ceva, au intrat și în creștinism. Și s-a format o dispută de genul acesta. Ne-o relatează Pavel și Sfântul Ioan Gură de Aur. Că vezi, Doamne, văduvele elinești care vin la creștinism și cu văduvele evreiești care veneau la creștinism, nu erau tratate egal. Sau nu aveau aceleași drepturi, sau nu aveau aceeași luare de seamă, sau aceeași apreciere. Și atunci se face o fricțiune, se face o mică intrigă. Intriga venea din afară, de la cei care nu prea erau învățați ce înseamnă legea. Deja intra, ca să spunem, o travă a bârfei, clevetirii, vicleniei, mizeriei. Și cum găsim noi această otravă? Avem câteva elemente pe care e bine să le știți din vremea aceea. Un oarecare Simon Vrăjitorul, văzând ce minuni fac apostolii cu Duhul Sfânt, a venit și el și a spus, bă,